Sunt Raluca Dan, sunt membru asociației Eco Ruralis, o asociație țărănească din România și printre altele am fost și activistă în campania Salvați Roșia Montană. Ce este Roșia Montană? Reprezintă opoziția comunității locale din satul Roșia Montană împotriva a ceea ce ar fi trebuit să fie cea mai mare mină de aur în carieră deschisă din Europa. Salvați Roșia Montană este o campanie care a fost coordonată de către Asociația Comunității Locale, Alburnus Maior, alături de mulți aliați și parteneri din România, dar și la nivel internațional. Printre astea pot să numesc alte asociații non-guvernamentale de protecția mediului, asociații de arhitectură, asociații pentru drepturile omului, multe persoane individuale, Academia Română, multe culte religioase și personalități publice. Este practic o luptă care încă durează. Sunt aproape 20 de ani de când comunitatea se opune acestui proiect inițiat de propus de compania Roșia Montană Gold Corporation. Roșia Montană a ajuns în momentul de față, prin strategiile sale de luptă, să fie cea mai mare lupta societății civile de după căderea comunismului, o luptă care a inspirat 10.000 de persoane să vină în sprijinul comunității locale. Este ceea ce a fost denumit lupta lui David împotriva lui Goliat, în sensul că o comunitate de numai 3.000 de locuitori a reușit să stârnească așa val mare de solidaritate și de opoziție, astfel încât până în prezent să țină piept proiectului. Printre strategiile campaniei Salvați Roșia Montană se numără în primul rând ca un filon principal acțiunile în instanță, care au asociația locală a acționat în instanță de nenumărate ori, fie instituțiile relevante în procesul de luare a deciziilor privind proiectul minier, precum și compania, reușind să câștige procese privind autorizații de construcție, privind acordurile de mediu sau descărcări de sarcină arheologică. În paralel, ceea ce s-a construit pe lângă acțiunile în instanță au fost nenumărate acțiuni, pornind de la participări, la consultări publice, publicații și rapoarte în privința alternativelor care pot să existe în Roșia Montană la proiectul minier, precum și foarte multe acțiuni de a face vizibilă lupta oamenilor din Roșia Montană. Aș putea numi, printre altele, acțiuni de protest, marșuri, acțiuni de informare în întreaga țară, crearea propriilor noastre canale de comunicare, transmiterea de buletine informative către întreaga țară, crearea propriului nostru ziar și website și spargerea embargoului media prin tot felul de acțiuni directe în fața instituțiilor relevante atunci când era momentul politic. Am încurajat decidenții politici atunci când a fost cazul, însă în același timp am sancționat prin acțiuni directe în fața acelor instituții publice pentru a susține comunitatea locală și pentru a denunța injustițiile care se întâmplă. Cumva campania sau eforturile campaniei Salvați Roșia Montană au culminat în anul 2013 cu valuri masive de protest în cele mai mari orașe din țară, când 10.000 de oameni au mărșăluit pe stradă și au solicitat guvernului să renunțe la o nouă lege a minelor care ar fi acordat companiei Roșia Montană Gold Corporation toate autorizații, sau ar fi facilitat toate autorizațiile necesare pentru ca procesul să continue. În momentul de față, lumea este vigilentă, întrucât
Deși suntem, este un succes, am oprit proiectul minier, în același timp lupta nu s-a încheiat, întrucât avem de face cu un proces inițiat de către RMGC la Curtea Internațională de Arbitraj. Astfel că, cred că ceea ce a funcționat până acum a fost această alianță extrem de diversă între cetățeni României, asociații, diferite ocupații profesionale și, în primul rând, comunitatea care a existat atâția ani acolo. Și credem că alianțele sunt cele care ar putea să funcționeze și pentru viitorul care este în continuare incert în privința roșiei montane.